Bună seara, stimați invitați! În această seară ne aflăm la o nouă ediție a emisiunii Citește și Dăruiește și avem doi invitați din domeniul sportiv. Este vorba despre Ivan George și fetița dumnealui, Maia. George este antrenor de kickboxing, fost sportiv de performanță, campion național la fotbal și vicecampion la kickboxing. Deci, practic, este multidisciplinar, ca să spun așa. Pe lângă asta, este și absolvent a două facultăți. În prezent, din pasiune și pentru a ajuta tinerii dâmbovițeni, dar nu numai, pentru că probabil are și alți sportivi din alte județe, a înființat asociația Clubul Sportiv Valahia Combat Team. Înainte de a-i cunoaște, vreau să fac o singură remarcă și anume că este prima oară când această emisiune, un nou format, este live în direct. Și vreau să îl salut pe George și îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația de a fi alături de noi în această seară. Salut, George! Salut, mulțumesc și eu că m-ai invitat. Ce faci? Bine. Bună seara, Maia! Bună seara! Mă bucur că ești alături de tatăl tău aici și sunt sigur că vom avea o discuție interesantă și vei fi un model și un reper pentru copiii de vârsta ta. Da. Pentru voi, am, ca de fiecare dată pentru toți invitații, am un set de întrebări. Și o să încep cu tine, George. Prima întrebare, care au fost cele mai mari provocări pe care le-ai întâlnit în cariera ta sportivă și cum le-ai depășit? Bună seara! Cum le-am depășit? Prima fază vreau să spun cum le-am depășit. Ambiție, dăruire, suflet, care sunt principalele calități care le urmăresc la un sportiv. Au fost multe, mai ales în fotbal. Au fost multe dezamăgiri, foarte multe, pentru că l-am iubit. Am făcut fotbal de la 7 până la 23 de ani. Am fost selecționat pe la loturi, dar din păcate am rămas doar cu visul că pot ajunge fotbalist. Ăsta e și motivul pentru care am renunțat la sportul de echipă și am preferat să mă axez pe sporturi de contact în care să mă bazez doar pe mine. Am înțeles. Păi și ai spus că ai făcut fotbal la unde ai trenat? La Lucet, nu? Am făcut liceu la Lucet, am jucat pentru CSS, unde am ieșit și campion național în 98-99 la Junior A, la Constanța. Apoi am jucat la Flacăra Moreni, El City, Petrolul, Târgoviște, Divizia C. A fost momentul în care am pus capăt carierii de fotbalist. Foarte mici recompensele la acel nivel și am pus stop la 23 de ani. Important, inclusiv accidentări. Am înțeles. Important e că oricum te-ai reprofilat și o faci destul de bine și chiar te felicit pentru Mulțumesc. Ceea ce faci. Ți-am văzut postările, ți-am urmărit activitatea și este extraordinar. Avem nevoie de oameni care se implică din pasiune, pentru că mă gândesc că o faci din pasiune. Da, asta a fost principalul motiv pentru care am apucat. Pasiune, mi-a plăcut. Am activat de la 23 de ani, am trecut pe sportul de contact. Asta cred că a fost unul de motiv pentru care am anunțat la fotbal. Am trecut spre sportul de contact la domnul profesor Staicu Viorel, Ager Târgoviște. Am participat la concursuri de kickboxing, de budokai, fel de MMA de amatori. Am fost și ca fotbalist, eram un sportiv mai dur, așa. Și cred că asta a fost. Ce poți jucai? Fundaș stânga, fundaș dreapta. Începusem ca atacant și ușor m-au retras datorită fizicului. Era mai puternic, mai robust, mai solid. Da. Ce jucător te-a inspirat în cariera de fotbalist? Tot să zici, uite, ăla mi-a plăcut cel mai mult. Ronaldo, R9. E fenomen, adică. Și din România? Gheorghe Hagi. Am înțeles. Gheorghe Hagi, iar așa ca și, nu știu, o echipă de fotbal care te-a atras cel mai și Real Madrid și Steaua, FCSB, cum s-o numi, cum ar vrea să o numească actualii conducători. Da. Ok, am înțeles. Maia, ce te-a inspirat pe tine să practici sportul de contact? Pentru că am înțeles că practici kickboxing și judo, nu? Da. Ce te-a inspirat pe tine să practici aceste sporturi? Pentru ca să fiu, să nu mă lovească copiii. Autoapărarea, practic. Da. Am înțeles. Ce performanță ai obținut? Locul 2 la judo,
Și multe trofee la kickboxing. Foarte bine. Câți ani ai tu? 7 ani. Mulți înainte. Jiu-jitsu brazilian. Participat sub egida Academiei Cătălin Smărândescu, pentru că ea acolo s-a apucat de sport. A venit după mine, eu am luat-o în sală și a participat la numeroase concursuri de kickboxing, de jiu-jitsu brazilian. S-a luptat și contra băieților, contra fetelor. Da? Da. Are numeroase meciuri. Cum te împaci, de exemplu, cu băieții? Care este relația ta de copil, copilorească, cu niște băieți la școală? Să te ferezi de tine? Este teamă când aud că faci? Că na, de vârsta ta ar trebui să aibă... Nu? Nu. Foarte bine. Dar, uite, ai vreun sport preferat? Da. Pe cine? Pe tati. Foarte bine. Te felicit pentru asta și e foarte bine, pentru că, până la urmă, modelele noastre în viață, primele modele sunt părinți și cred că asta ne dorim cu toții. Felicitări, George, și pentru parcursul mai, pentru că știu că ești alături de ea. Întotdeauna, alături de copii și de ai mei și de celor care vin în sală, adică... Foarte bine. Este, îmi păstrez, important. Sunt echidistant. Adică, dacă greșesc ai mei, toată sala e pedepsită, dacă greșesc că alți copii, la fel toată sala. Deci nu exclud pe ai mei că sunt copiii mei sau nu de ai mei mă ocup mai mult decât de copilul celui care mi-l aduce în sală, da. Deci toți sunt copiii mei în sală. Ai reguli stricte la sală, așa? Foarte stricte. Principalul, cum să zic eu, obiectiv e disciplina, educația. Principalele, performanța e pe ultimul plan, ca să spun sincer, la ora actuală. Disciplina, educația, socializarea, cred că sunt mai importante decât performanța. Nu vreau să doar campion și vreau educație, în primul rând, pentru ei și pentru copiii mei și pentru cei care vin în sală, să știu obiectivele sălii. Deci care vine în sală, principalul lucru care îi spun, dacă e disciplinat sau dacă vrea să fie disciplinat, că altfel nu poate rezista în sală. Da. S-a întâmplat să vină cineva, nu știu, și a doua zi sau după următoarea ședință să plece, să nu mai vină, n-a rezistat? Sunt care nu rezistă nici psihic, nici fizic și nici nu se acomodează și cu colectivul, pentru că și la grupa mică și la grupa mare sunt... elevi chiar de la licee foarte bune, de la școli foarte bune, sunt toți chiar la 6 luni le cer carnetele celor mici. Celor mari, dar pe încredere. Sunt importante notele la... Da. Da. Pentru mine este important și pentru ei ar trebui să fie mai important decât pentru mine. Bineînțeles. Da. Avem aici salutări de la Marinica Macaran, te salută. Salut. Și noi vă salutăm. Dacă aveți întrebări pe parcurs, dragi telespectatori, le puteți spune și încercăm să vă răspundem la ele, pentru că avem aici, practic, și sportul, încurajăm sportul să se facă sport. Da. Este o parte a educației și o parte a educației importante. Da, George, așa este. De obicei, sportivii sunt și foarte educați și disciplinați. Eu, copiii mei, pe lângă faptul că i-am la mine în sală, îi duc și la judo, pentru că, la fel, este un sport în care... se cere disciplină la domn profesor Iliuza Torcică, care îi mulțumesc pe această ocazie pentru tot și cum se comportă copiii mei și față de mine și la lupte le recomand sportul olimpice, nu trebuie neapărat să vină la mine în sală ca să facă sport, dar le recomand, mai ales fetelor și nu înțeleg de ce așa puține fete practică sporturi de autoapărare. Pentru că vremurile sunt tulburi. Am înțeles. Da, uite, avem salutări de la Ianis, salutare maestre. Ok, cum, Maia, ce-ți dorești tu să realizezi în viitor privind sportul? Să ajung campioană olimpică. Vrei să ajungi campioană olimpică? Da. La judo. Așa a spus domn profesor Iliuza Torcică, așa o vede domn profesor Iliuza Torcică, dacă își menține atitudinea, profesionalismul și ambiția... ferite de accidentări și cu puțin noroc, vrem să vedem cât mai sus. Foarte bine. Îți urez succes. Noi oricum am avut de-a lungul istoriei România, de-a lungul timpului România a avut destul de mulți campioni la judo, nu? Alina Dumitru, sportiv, da, zic da. Am avut. Am avut, din păcate. Dar acum, de exemplu, pentru următoarea Olimpiadă la Paris, avem ceva echipă competitivă care se luptă la... la judo, nu știu dacă natea, ce, dar în rest
nu știu ce să zic. Nu prea avem, nu, suntem micuți, suntem în sport, în toate sporturile de fapt suntem micuți din punctul meu de vedere, dar probabil sistemul nu ne ajută. Sistemul. Da. Da. Și noi greșim ca părinți din punctul meu de vedere, pentru că dacă le lipsește ceva copiilor, viitorilor sportivi, vorbim și în fotbal, nu știu, cred că ne lipsește dăruire, ambiția, cred că nu avem un psihic de campioni, asta e părerea mea, nu știu, pentru calități avem, native, avem, suntem tehnici, iuții, vitezi, frumoși, avem numeroase calități, dar din păcate psihic clacăm și mă uit și la, în principal mă uit la fotbaliști, ca și în sportivii de în kickboxing, pentru că am avut, cum a fost Ghiță, care, într-adevăr, sportiv uriaș. Da. Le lipsește și partea financiară. Investițiile în sport. Bine, oricum s-au mai făcut în ultima perioadă. Cred că se vede și prin Dâmbovița s-au mai făcut investiții în sport, dar oricând este nevoie de mai mult și este loc de mai mult. Sponsor, fără, din punctul meu de vedere, sponsorii trebuie să încurajeze privatul. Statul și statul, dar statul ar trebui mai mult să ocupe de educație, de spitale, adică inclusiv de sport. Dar nu sunt fonduri. Probabil vor fi la un moment dat și pentru sport, pentru că văd că se promovează din ce în ce mai mult. Nu știu, câți copii ai tu la academie? Eu mă în constant. Academie, club, acum clubul, actele prin care am devenit club, mi-au ieșit aproximativ de o lună de zile. Deci de o lună de zile mă pot numi Asociația Clubului Sportiv al Combatim. Înainte era, funcționam ca o sală, ca un SRL. Acum urmează să ne afiliem și noi la federație, să participăm și noi la concursul copiii, cu cei mici și cu cei mari. Nu e un număr, să zic, constant. Sunt 15, 20, 25, 30, azi vin, mâine nu mai vin, unul vine. Ok, e un început bun, promițător. Asta m-a și făcut să-mi doresc mai mult, să nu rămân la statutul de sală. Și am hotărât să devin club datorită lor, elevilor mei, părinților lor, viitorilor sponsori care m-au contactat, nume importante în Dâmbovița și în țară. Vedem. Am înțeles. Ce va fi. Eu îți urez succes oricum. Mulțumesc. E foarte bine ceea ce faci și avem nevoie de oameni, ți-am spus și mai devreme, care pun pasiune în ceea ce fac. Ce sfaturi ai pentru tinerii care își doresc să urmeze o carieră în sport? Nu ne mai apărat în sport, în orice. Dacă vrei, poți, părerea mea. Dacă îți dedici și ți dorești cu adevărat, sigur vei reuși. Cred că e cel mai important lucru să-ți dorești, să ai suflet, să ai inimă, să te dedici 100%, 500%, adică nici 500%, nici nu am cuvinte, dar să te dedici. Decât să pierzi o oră pe Facebook, pe TikTok, mai bine o pierzi într-o sală, pe terenul de fotbal, oriunde, da? Adică, dar, din punctul meu de vedere, și noi ca părinți greșim față de ei, pentru că le acceptăm multe, multe mofturi, pentru că îi răsfățăm foarte mult, iar ăsta cred că e un declin al fotbal, sportului românesc. Și fotbal, și lupte, și judo, și kickboxing, și box. Toți îi răsfățăm. Și cel mai important este pentru că copiii săraci nu-și mai permit să facă sport. Cred că acolo e diferența, acolo se face diferența, pentru că cei cu o situație ok, financiară, nu sunt obișnuiți cu sacrificiile, cu suferința, cu... Asta e părerea mea. Cere sportul multe sacrificii? Cele mai multe. Nici, cred că nici școala nu cere așa multe sacrificii ca sportul. Adică înseamnă să nu ai ales fot când ai un concurs, valabil pentru noi, nu trebuie să ai... Și ca fotbaliști, între 15 și 18 ani, cred că cei mai mulți fotbaliști și sportivi se ruinează din cauza, cum să zic, anturajului. Da, păi vedem. Trebuie să renunți la o discotecă, trebuie să renunți la un club, trebuie să renunți să mergi la mare în perioadă, pentru că de obicei atunci sunt cantonamentele, iarna la fel. Plus că majoritatea părinților își doresc ca copiilor să facă școală, doar școală, e greșit.
din punctul meu de vedere. Dacă vrei, poți să faci tot, poți să faci și școală, poți să ai orice, să faci și sport, poți să te împarți, dacă vrei cu adevărat. Am înțeles. Da, este important. Care sunt obiectivele pentru viitor, atât în plan personal, cât și în ceea ce privește clubul tău sportiv? Adică unde vrei să zici, uite, îmi fixez un target și vreau să ajung acolo, cum a spus Maia că vrea să ajungă, de exemplu, campion. Și mai modest decât Maia. Target, nici mi-a fixat un target. Sala am făcut-o pentru autoapărare. Deci ăsta a fost principalul motiv pentru care am făcut sala. Autoapărare, disciplină, educație, socializare. Îmi mențin targeturile. Performanța o las peste câțiva ani. Aștept să crească noua generație, Maia, Eric Grăduță, Mateo, Luca, Vladimir, băiatul meu Cristian, care am vrut să-l vină și el la tot. Nu s-a putut din anumite motive. Am înțeles. Câți ani? Am 10 ani. Mulți ani. El merge și la fotbal. Merge și la fotbal, judo, kickboxing și el și l-a participat. Da. Deci eu nu încurajez doar kickboxing-ul. Încurajez sportul. Încurajez să facă copiii sport pentru ei, pentru autoapărare, pentru disciplină, pentru socializare. Performanța pe mai târziu, da? Da, am înțeles. Dar avem, de exemplu, uite, în Dâmbovița, avem vreun sportiv care promițător, care să zici, uite, el va ajunge la un moment dat, în viitor apropiat, nu vorbim de peste 10 ani, 12 ani. Te refer la orice sport sau doar în kickboxing? O zi în kickboxing și după aia ne referi și la orice kickboxing, sport. Kickboxing e Ristea de la Găjda, care e la București. Care deja e mare. Și că, da, e mare, da. Dar așa micuții nu îi urmăresc, de ce să spun sincer. Adică mă uit doar la cei mari. Aveam Nicolae Marin, a fost un fost elev de la Academia lui Zmărândescu, foarte bun, foarte talentat. Sunt mulți de urmărit. Ianis Ioniță, un copil bun de la... care e la Găiești, la domnul Mocanu, Mario Pârvu, care la fel sunt și muncii, se antrenează. Da. Dar plus. Ce sport, te rog. Spune. Ce sport se pare că excelează în Dâmbovița? La box, grupa lui și al lui Toshiba, cum îi spun eu, al lui domnul Stan, al lui Gigel și al lui... Sunt sportivi, sunt. Iar Ghira, care știu că a luat locul 2 la Balcaniadă de box, sunt destui sportivi. Plus, sunt sportivi și la Academia lui domnul profesor Zmărândescu din jiu-jitsu brazilian. Sunt sportivi, tineri sportivi. Dar să vedem ce le rezervă viitorul. Da. Și ce cale apucă. Știu, sunt mulți sportivi care deja au renunțat. Au renunțat și au ales o meserie și au ales din motive financiare. Doar și financiare. Asta e problema. Este o problemă mare. Mare. Adică știu ce am pățit eu la când am renunțat la fotbal, nu știam pe unde să o apuc. Spun sincer, dacă vremuri grele. Maia cum îmbină sportul cu educația? Maia foarte bine. Amândoi copii sunt foarte bine la școală. Într-adevăr, sunt micuți. Le permiți telefonul în timpul liber? Le permit, le mai permit. De ce să le permit? Asta spun că este și vina noastră, din păcate. Dar stau, de exemplu, au zile în când care stau 2 ore la judo, o oră, o oră și ceva la mine la sală, plus after school, plus școală. Dar sunt vremurile diferite de ale noastre. Noi stăteam afară, dar ei astea își doresc. Să stea și ei pe un telefon, să... S-au nu sunt de acord, dar n-am ce să fac. Și... Da. Da. Dar sunt mulțumit pentru că îmbină, chiar le îmbină foarte bine. Școala cu sportul. Mai merge și la concursul de judo, a fost la primul concurs de judo, a avut 5 meciuri, a pierdut în finală, la o categorie care cred că cea care a finalizat-o era mult mai grea ca ea, dar nu m-a deranjat, m-a bucurat atitudinea ei, m-a bucurat încrederea ei, ca și în kickboxing la fel, deci o încredere și asta îmi doresc la elevii mei, încredere, inimă, sacrificiu. Întotdeauna am considerat că aceste calități bat talentul în 99% din cazuri. Da, am înțeles. Bun, în regulă. George, îți mulțumesc pentru intervenția și ta. Noi îți mulțumim. Felicitări pentru ceea ce faci. Felicitări, Maia, pentru determinarea pe care o ai. Mulțumesc. Pentru parcursul tău în sport
și în educație. Și, George, îți urez mult succes. Iar, dragi telespectatori, dacă vreți să faceți sport, oricând puteți apela la George, este aici, este dâmbovițean de al nostru și sunt sigur că tot ceea ce face, o face foarte bine. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și să aveți o seară bună. La revedere! Bună seara, stimați invitați! În această seară ne aflăm la o nouă ediție a emisiunii Citește și Dăruiește. Ca de fiecare dată, am încercat să aduc în fața dumneavoastră invitați care au făcut în domeniul lor ceva remarcabil. În această seară avem doi invitați remarcabili. Este vorba despre domnul profesor conferențiar dr. Adrian Aurel Baltălungă de la Universitatea Valahia, specializarea geografie, și pe Ingrid Amuza, campion la aritmetică mentală în Dubai anul 2023. Sunt sigur că în această seară vom avea niște discuții foarte, foarte interesante, pentru că, în primul rând, domnul profesor mi-a fost cadru didactic la un moment dat, cred că prin anul 2016, iar pe Ingrid ați mai văzut-o alături de noi și știm că are un potențial extraordinar și vom încerca să discutăm atât despre partea geografică, cât și de educație în general în contextul actual și pe aritmetică mentală și matematică. Bună seara, domnule profesor, și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi. Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Este ca o continuare, să-i spunem așa, a participării în cadrul acestui proiect cu Citește și Dăruiește. Am mai avut plăcerea să particip de 2, 3, 4 ori și sunt foarte bucuros și onorat în același timp și curios să vedem cum evoluează proiectul. Așa este. Cred că ați participat de vreo 4 sau 5 ori sau ceva de genul, ultima oară la Pitești, cred? Pitești, da. Da? Ok, mă bucur mult și o să avem niște discuții foarte interesante pentru că o să intrăm pe toate palierele educației, dar mai ales pe geografie. Aici vreau să detaliem mai mult. Bună seara, Ingrid! Bună seara! Ce face Ingrid? Bine, la școală și mă antrenez pentru o nouă olimpiadă care va avea loc pe 25 mai în Barcelona. Am înțeles. În Barcelona? Da. Foarte frumos. Și cum, în ce constă pregătirea ta pentru olimpiadă? Ce faci? Cum te antrenezi, practic? O să fac tot adunare și scădere, da, de la 1 la 99, dar că puțin mai greu. Și mai rapid? Da. Ce, din ce țări vor participa elevii acolo? Nu știu, dar tot internațional va fi. Tot internațional? Ai fost vreodată în Barcelona, este în Spania, știi? Da. Ai fost în Spania, mi-ai mers? Da. Și îți place? Da. Foarte bine. De ce îți place în Spania? Uite că e o țară apropiată de România oarecum, mai ales oamenii sunt apropiați de noi. Și asta o să discutăm după aceasta. După asta. Cel mai mult mi-a plăcut unde am locurile pe care le-am vizitat și mi-a plăcut această seară pentru că am fost pentru prima oară cu avionul. Și de asta mi s-a părut fantastic. Am înțeles. Și cum vezi tu Spania? O țară frumoasă, liniștită. Am înțeles. Ce părere aveți, domn profesor, despre Spania? Foarte frumoasă. Și cred că este foarte importantă pentru noi acum prin prisma comunității foarte mare de români care se găsesc acolo, reprezintă cea mai importantă comunitate și în Spania și în Italia și acest lucru ne apropie și mai mult decât eram înainte. Din punct de vedere climatic, ne atrage Spania pe noi? Da, și pe noi. Mai mult îi atrage pe nordici, care, așa cum se știe, în momentul în care se retrag din activitate la pensie, cumpără cei care își permit destul de mult, își cumpără acolo locuințe, chiar uneori reședință secundară, alteori se mută cu totul, tocmai datorită climatului, care este foarte favorabil. Avem și dieta mediteraneană, care iarăși este recunoscută și chiar și pentru noi, pentru că este un climat mai favorabil, să spunem așa, mai ales la vârste mai înaintate, este o atracție fără discuție foarte importantă.
Am văzut că nordicii, bine, și nu doar nordicii, cred că și belgenii, olandezii, uneori și de prin Germania, își mai cumpără case și în Uruguay, Paraguay, Argentina. Da. Tot pentru climă, cred. Exact, exact. Tot pentru climă, pentru costul vieții mai redus. Exact. Pentru a schimba ceva din... Și poate pentru... Și nu poate, de fapt, cred că sigur, și pentru aerul mai curat. Mai ales dacă vorbim de zonele rurale din America de Sud, cu siguranță și acesta este foarte important. Dacă ne gândim la calitatea vieții, la speranța de viață și așa mai departe. De exemplu, noi în România stăm destul de modest, să nu spunem altfel, la capitolul speranțe de viață, comparativ cu europenii. Da, media, apoi pe sexe, la bărbați, la femei. Și din păcate chiar și în județul nostru, în județul Dâmbovița, speranța de viață este mai redusă decât media națională, în special la bărbați. Deci, un climat mai bun, cu efecte pozitive asupra organismului, cu atât mai bine. Vis-a-vis de speranța de viață, m-am uitat pe un grafic. Bine, la acel grafic cred că s-au lucrat vreo 20 de ani și am văzut că sunt așa zise zonele albastre. Sunt 5 pe glob, este Nicoia din Costa Rica, Sardinia din Italia, Icaria din Grecia, Okinawa din Japonia și cred că Singapore. Toate astea au cei mai mulți centenari pe kilometru pătrat dintr-un anumit număr de locuitori. Toate culmea au ieșire la ocean și majoritatea, sau la mare, și majoritatea au adoptat o dietă mediteraneană sau, în cazul japonezilor, tot ceva bazat pe pește, un alt tip de cartof, cartof roz și așa mai departe, plus faptul că ei fac foarte multă mișcare, relieful, că asta vreau să discutăm despre geografie, este extrem de important. Casele sunt pe versant, oarecum. Vrând nevrând, ești obligat să faci efort. Aia este. Mai ales în mediul rural. Da, avem mai multe linii care le leagă, să spunem așa, aici. Avem odată poziționarea geografică, foarte importantă. Vrem, nu vrem, geografia reprezintă suportul și de aici pornesc toate. Apoi mai avem și dezvoltarea economică, dacă ne gândim la Japonia sau la Singapore. Și într-adevăr și partea de mișcare, să spunem așa, ține de mentalitate, de educație, de structură, de foarte multe lucruri. Și în general, dacă ne uităm la speranța de viață acolo, la locul în care este ridicată, se asociază în mod clar cu toate aceste lucruri, inclusiv cu mișcarea în special, cu mișcarea și cu dieta. Și repet, factorii naturali care întotdeauna sunt foarte importanți, uneori chiar determinanți, în ciuda multor teorii care spuneau că nu pot fi determinați factorii geografici, eu zic că de acolo pornim. Așa este. Cât de importantă este geografia pentru elevii din ziua de astăzi? Foarte importantă. După părerea mea, ar putea fi într-un top, să zicem, 5, poate chiar 3, depinde la ce ne referim. Cred că alături de istorie reprezintă partea cea mai importantă a culturii generale. De multe ori spunem că poate nu e la fel de important în zilele noastre, unde avem foarte multă tehnologie, unde avem GPS, unde avem Google, unde le avem pe toate și acestea teoretic n-ar putea rezolva orice problemă care apare, dar nu este chiar așa, pentru că dacă pornim de la ideea inițială cu citește și dăruiește, a citi este cel mai important, a citi orice, apoi a citi și geografie în cazul de față, pentru că, așa cum se spune, cultura, spunea cineva foarte frumos, întrebare, ce este cultura, ce este cultura generală? Cultura generală este cu ceea ce ai rămas după ce ai uitat tot ce ai învățat. Și, practic, cum să spun, a ne baza total pe tehnologie are niște limite, nu e chiar atât de bine. Important este și ceea ce știm noi și a trece prin filtrul nostru și a ști ce să cerem tehnologiei. Cred că aceasta este soluția câștigătoare, nu să ne bazăm 100% pe tehnologie. Păi, așa, sunt total de acord cu dumneavoastră, așa cum a spus și academicianul președintele Ioan Aurel Pop, un om care nu poate fără Google să ducă un discurs sau să găsească o rezolvare la ceva este zero. Da, evident. Deși avem tehnologie, dar trebuie să le îmbinăm cumva. Trebuie să le îmbinăm și trebuie să știm să o folosim, să o exploatăm în sensul pozitiv.
dar nu să ne lăsăm conduși de ea. Așa cum se mai pune și problema aceea cu memorarea. Vrând nevrând trebuie să memorezi ceva. Chiar și la matematică trebuie să memorezi ceva. Nu este vorba de a învăța pe din afară lucruri. Fără a memora, fără a avea tu un bagaj de cunoștințe propriu, nu ai cum să ai succes până la urmă. Despre asta cred că este vorba. Asta am discuție cu elevii mei, de exemplu, și le spun, mă întreabă, de ce ne predați? Că de obicei noi suntem atenți atunci când ne povestiți. Și le spun, păi, conținuturile acelea pe care eu vi le predau sunt foarte importante. Dacă voi le învățați acasă și urmează să vă povestesc ceva ulterior, veți ști cam despre ce povestesc, pentru altfel că înțelegeți, altfel anticipează percepeți. Creierul nostru. Exact. Nu? Da. De-aia da. Sunt importante conținuturile. Sunt obligatorii. Așa este. Ingrid, știi ce e geografie? Că deci clasa 3-a, încă nu ai început să faci. Nu. Ai auzit de materia geografie? Da. Ai auzit. Despre ce? Cam despre ce crezi tu că se leagă geografia? Are vreo legătură cu matematica? Uite. Că ți-ți place foarte mult matematica. Cred că are o legătură. Și uite, avem aici o imagine pe fundal, dacă te uiți, cu un pământ în spatele nostru. De fapt, este pământul nostru, nu cu un pământ, cu pământul nostru. Este imaginea tematică a geografiei. Pământul nostru este imaginea tematică a geografiei. Știai? Nu. Nu știai. Ok, o să revenim la asta ulterior. Ai mai citit? Da. Ce anume? Am citit Unde fugim de acasă. Da. Altceva. Interesant subiect. Și ce ne mai dă de la școală? Adică am citit texte, am citit poezii, cam de toate. Foarte bine. Este importantă lectura, domn profesor, în ziua de astăzi? Când toate informațiile sunt la un clic distanță? Da, este foarte importantă. Continuă ceea ce am spus mai devreme. Nu se poate fără. Nu se poate fără. Îmbunătățește vocabularul. De multe ori ai senzația că știi despre ce este vorba, dar dacă ești pus în situația să povestești, să vorbești, să explici altcuiva, nu reușești. Dacă nu reușești să faci acest lucru, înseamnă că de fapt nu știi suficient, pe de o parte, iar pe de altă parte, vocabularul. Vocabularul se formează citind. Cum am spus, indiferent, orice până la urmă, dar evident și partea științifică, la școală, fiecare ce pare de făcut, în funcție de nivelul la care se află, că suntem la școala primară, la gimnazială, la liceu, la facultate și așa mai departe, trebuie să citim orice, dar și ceea ce este specific pentru ceea ce facem acolo. Revenind la geografie, practic ce înseamnă? Înseamnă o spațializare a fenomenelor, că sunt, totul reprezintă niște procese și fenomene pe lumea aceasta, care se intercondiționează, iar geografia, la modul cel mai sintetic, poate să zicem, ne oferă această spațializare a lor și în felul acesta le putem înțelege pe toate mult mai bine, putem face și prognoze și în final, cum fiecare disciplină științifică ce trebuie să facă? Să aducă un aport în a face viața omului mai ușoară. Așa este. Mai ales că geografia este singura materie care ne orientează în spațiu și pe hartă. Da, și cum spunea Napoleon Bonaparte, este mama istoriei și a politicii. Ok. Da. Bun. Cum credeți că a evoluat Facultatea de Geografie din cadrul Universității Valahia de-a lungul anilor și care sunt principalele obiective pe care aceasta le are în prezent? Da, Universitatea în ansamblu, evident, cred că este necesar să fac o precizare, sunt aprecieri și păreri, opinii personale, nu reprezint în mod oficial în acest moment Universitatea Valahia. Universitatea a avut o evoluție foarte bună din toate punctele de vedere. În primul rând, avem de-a face cu o universitate regională. Este un model foarte răspândit în Europa în general și chiar și în Statele Unite. Este o universitate de stat. Poate vi se pare ciudată precizarea aceasta, dar din păcate am mai întâlnit, mi s-au mai pus întrebări și este privată sau de stat universitatea aceasta la peste 30 de ani de la înființare. Facem precizarea că este o universitate de stat. Acum, despre evoluție, putem vorbi pe două paliere, să spunem, cantitativ și calitativ.
În ambele lucrurile stau bine. În primul rând, a crescut foarte mult într-o perioadă numărul de studenți. Avem o dezvoltare foarte importantă din punct de vedere al bazei materiale. La acest capitol chiar pot să spun că stăm foarte, foarte bine la nivel național. Avem campusul de pe Aleea Sinaia, care este practic singurul campus început de la zero după 1990 în România. Nu este gata 100%, după cum bine știți, dar se desfășoară cea mai mare parte a activităților acolo. Corpul profesoral a crescut, cum se spune și el, permanent. Deci avem numai de bine, aș putea să spun. Evident că spuneam că privim și cantitativ și calitativ. Dacă ne referim la numărul de studenți, în ultimii ani aceștia sunt într-o ușoară scădere, dar este o consecință a problemelor demografice pe care le avem în toată țara. Nu se întâmplă doar la universitatea noastră, toate universitățile se confruntă cu această problemă, pentru că avem pe de o parte scăderea demografică, deci efectiv scăderea numărului de locuitori, iar pe de altă parte și faptul că o parte din ce în ce mai mare de tineri studiază și peste hotare. Erau niște estimări la un moment dat de 40-50 de mii de studenți, asta înseamnă echivalentul a două universități mari. La un moment dat și noi am avut undeva spre 12.000 de studenți, acum mai avem vreo 6-7.000, încă bine, foarte bine. Și la capitolul bază materială, cum spuneam, suntem chiar de invidiat, zice, fără a se spune că nu sunt modest, dar chiar suntem în regulă. Avem tot ce ne trebuie, putem spune. Este foarte important asta, mai ales că în ultimii ani s-a investit destul de mult în infrastructura școlară și este bine, suntem pe un drum bun, iar vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră cu migrația, știți că este fenomenul exodul creierelor. Și, dar nu mă gândeam că sunt 40-50 de mii de tineri, da, tine, da, plecați. Da, foarte mult. Destul de mulți, foarte extraordinar. Mult, foarte mult. Da, este interesant acest fenomen și este de studiat și am înțeles statistica pe care mi-ați spus-o și este îngrijorătoare oricum. Dar să sperăm că lucrurile vor fi bune. Da, noi încercăm să facem cât se poate, de fapt cu ce putem veni. În primul rând putem veni cu o adaptare la cerințele pieței. Și aceasta are cumva niște limite. Anumite lucruri sunt impuse în sensul de plan de învățământ, în special pe partea de licență. Nu ai foarte mult loc de a schimba multe. Dar pe partea de master chiar au fost niște experiențe bune, interesante. Colegii de la Inginerie Electrică au avut niște colaborări cu Renault, apropo de ceea ce am zis mai devreme. Cu ceva foarte specializat, ca să spunem așa, de nișă, ceea ce interesa pe potențialii angajatori și statistica, am înțeles de la colegii de acolo că a fost una pozitivă în sensul că foarte mulți dintre cei care au urmat programul respectiv chiar s-au angajat în cadrul companiilor respective. Acesta este lucru pe care putem să-l facem și îl facem atât cât cât se poate, întotdeauna este loc de mai bine, dar exemplele acestea despre care am luat și o cunoștință relativ recent ale colegilor de acolo, mi se par relevante. Am înțeles. Este un lucru bun și este de apreciat. Ingrid, aș vrea să te întreb ceva, pentru că am vorbit cu domnul profesor despre statistici, despre matematică și știu că îți place matematica și vreau să îți dau un exercițiu să vedem dacă îl ghicești, dacă răspunzi corect. Hai să vedem calculatorul, la calculatorul în mână. 35 plus 70 plus 12 minus 65 minus 10 plus 69 plus 85 plus 36 plus 21 minus 96 egal? Rezultatul este 157. 157, vedem aici, deci este rezultatul corect, 157. Bravo! Domnule profesor, care sunt perspectivele viitoare pentru un elev care termină, sau pentru un student, de fapt, ca să fiu mai explicit, care termină Universitatea Valahia, Facultatea de Geografie? Ce poate deveni după ce el a terminat geografie?
Mulțumesc de întrebare. Poate să-și desfășoare activitatea în multe direcții, să spunem așa, în multe domenii. Are posibilități de angajare multiple, în ciuda aparențelor. În general, când se întreabă așa ceva, dacă întrebe cineva de pe stradă, spune ce poate să fie. Profesor de geografie, să spunem, da? Da, într-adevăr, profesor de geografie este una dintre opțiuni, dar mai sunt și multe altele. Și vorbim despre meserii, ca să spunem așa, încadrate oficial în legislația națională. Hidrolog, climatolog, pedolog, geograf, evident, cartograf, analist de mediu, ghid de turism, consilier pe organizare și planificare teritorială sau regională, urbană, ce este de precizat aici? În cadrul fiecărei unități administrative teritoriale este cineva care răspunde de urbanism. Da? Evident, dacă vorbim despre o comună, este un aparat restrâns, da. Dacă vorbim despre un oraș sau un oraș foarte mare, deja sunt mai multe persoane doar în acest compartiment. Un geograf își găsește foarte bine locul aici. Agenții de mediu, deci sunt foarte multe posibilități. GIS. Chiar, da, GIS, fără discuție, iarăși, tot ce ține de GIS. Cartografiere la modul general și clasică, să spunem așa, și cea din zilele noastre mai des folosită. Deci, practic, sunt multiple posibilitățile de angajare. Chiar... Este important. Recomand. Da. Și sunt meserii, cum să spun, căutate, sunt meserii de perspectivă, pentru că și această clasificare a ocupațiilor mai suportă și ea modificări. Noi în România avem foarte multe, încă avem foarte multe, cam de 2,5 cât sunt cele din Uniunea Europeană și acum normal că se încearcă o armonizare și unele se mai schimbă cu adaptarea aceasta la piața muncii, cum spuneam, și a programelor și planurilor de învățământ și așa mai departe. Deci zic că venim în întâmpinarea cerințelor destul de bine. Dar știți cum am ajuns eu la Universitatea Valahia în 2013? Mai știți? Mi-amintesc exact în anfiteatrul la înscriere. Da, mi-amintesc cum să nu. În anfiteatrul Corpul J. O să vă povestesc o întâmplare. În 2013 eu mă întorceam din Belgia după ce am stat acolo aproape un an. Înainte cu un an fusesem la facultatea de drept. Nu m-am înțeles foarte bine cu dreptul. Iar ulterior am zis să merg să mă înscriu la ceva ce-mi place. Aveam de ales între istorie, geografie și mai era, nu mai știu, management, nu mai știu ce mai era pe acolo. Și mă uitam pe listele respective, mie îmi plăcea geografia oricum, pentru că tatăl meu a terminat la geografie și tot dumneavoastră i-ați fost profesor. Și am zis, ce facultate să fac eu? Și ați venit dumneavoastră, hai, vină la geografie. Da, îmi amintesc și povestea că ați fost la drept și nu prea și unde să mă duc și da, a fost o întâmplare fericită, un rezultat fericit în final. Adică, nu știu, mie chiar, uneori mă întreb, nu știu, a fost ceva așa și întâmplător, dar în același timp foarte benefic pentru mine. Nimic nu e întâmplător. Corect. Adevărat. Așa este. Bine. Dragi telespectatori, o să revenim cu domnul profesor într-o altă ediție în care vom discuta strict pe cultură generală și pe geografie. Inclusiv vreau să discutăm foarte, foarte mult despre zonele albastre, să detaliem acolo cum au adoptat acele persoane dieta mediteraneană, cum clima influențează și interferează cu viața noastră și cum relieful ne ajută să trăim mai mult, să avem o speranță medie de viață mai mare. Este important pentru că, până la urmă, toți vrem să ne facem viața mai ușoară și să avem și o speranță medie de viață mai mare și o calitate vieții mai bună. Pentru această seară îi mulțumim domnului profesor. Și eu vă mulțumesc. Și oricând cu mare drag, pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe probleme și geografia, apropo de geografia la ce folosește, reușește să le sintetizeze și să ofere o imagine de ansamblu. Și de la imaginea de ansamblu vin și concluziile și rezultatele și, până la urmă, ceea ce avem de făcut pentru a ne fi bine, că, până la urmă, totul se rezumă la om, la calitatea vieții omului, toate disciplinele științifice, nu? Corect. Acesta este rolul lor, să ne facă viața mai bună. Mulțumesc mult pentru intervenție, să aveți o seară bună, cât mai bună și îi mulțumim și lui Ingrid. Mulțumesc. Ingrid, data viitoare
De fapt, pe Ingrid ați văzut-o și la București, la evenimentul nostru pe care l-am făcut. A fost fenomenal, în timp ce făcea calcule, zeci de calcule, spunea și poezii. Și după ce va merge la Barcelona, sperăm să se întoarcă de acolo cu o medalie de aur de la Olimpiadă, o să o vedem într-un nou eveniment, cel mai mare eveniment de această dată din România, cu peste 700 de invitați. O să fie ceva ce nu s-a mai văzut vreodată pe educație, nimic altceva. Și domn profesor va fi invitat, sper că va veni, dar asta o să discutăm în ediția următoare. La revedere și o seară bună!